Cred că este minunat să spunem și noi mulțumim Tatăl nostru iubit pentru tot ce Tu ne-ai dăruit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce lasă în viața noastră, pentru că la copiii Lui spune cartea că până și perii capului sunt numărați. Este așa de atent Dumnezeu cu copiii Lui, încât nimic nu vine în viața noastră fără ca să treacă pe la Dumnezeu, fără ca să știe Dumnezeu și să aprobe Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această atenție maximă care o arată pentru noi. Nu pentru toți oamenii, spune Biblia așa, ci pentru copiii lui Dumnezeu. Vouă, a spus Domnul, vouă, pentru voi, Domnul este atent că până și perii capului vă sunt numărați. Nu cade unul fără știrea lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să fim gata și suntem motivați de acest adevăr, să-i mulțumim Tatălui nostru pentru toate lucrurile. Înseamnă că atunci când a venit încercări în viața noastră au fost necesare. Dumnezeu și prin ele ne-a vorbit nouă. De aceea îi mulțumim frumos lui Dumnezeu, căci este un Tată adevărat și plin de iubire. Iubiți frați și surori, avem în mijlocul nostru, după cum am înțeles, eu am lipsit, am fost în alte biserici, am fost în altă slujire, această temă care frații au ales-o așa de binecuvântată și de importantă pentru Biserica Domnului. Să mai rămânem și în această dimineață la acest subiect central, al acestei pilde frumoase pe care Mântuitorul le-a spus-o ucenicilor săi, și anume subiectul este vegherea. Mai precis, după cum frații ne-au spus, veghere în așteptarea mirelui. Există oameni care îl așteaptă pe mirele, pe Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Pentru ei vreau să vorbesc în această dimineață, pentru cei care așteaptă pe mirele, pe Domnul Iisus Hristos. Această pildă este plină de învățături, dar subiectul central, adevărul care Domnul Iisus a vrut să-l sublinieze, îl spune chiar în încheierea pildei, vouă vă spun, vegheați. Frați și surori, aș vrea să mai citesc câteva versete din Biblie, de la început să nu ne gândim că se poate dormi câte un pic, se poate că au dormit și fecioarele. Iată ce spune Biblia. Domnul Iisus a dat această pildă, dar ideea aceasta a fost. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 4, Sfânta Scriptură spune așa: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții, nici a întunericului. Amin, frați și surori? De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu nouă nu ne dă voie să dormim ca și ceilalți. Există ceilalți care, eu în această dimineață vreau să cred că nu sunt aici. Știți cum vreau eu să tratăm pilda celor 10 fecioare? Să zicem că cele 10 fecioare, și n-aș vrea să fie așa, dar în capitolul 24 din Matei, chiar pe pagina aici în stânga, dacă să vă uitați, Domnul Iisus a marcat această venire a Fiului Omului, tratând într-un mod foarte serios și catastrofa din anul 70, când Israel a fost distrus și asediat de ofițerii de la Roma, dar și venirea Fiului Omului, care pur și simplu a mers în amănunte, când două femei vor fi la moar împreună, când doi vor fi într-un pat, până acolo că a intrat în casă, unul luat, altul lăsat, când oamenii vor fi în aceeași biserică, dacă vreți, și unii vor fi luați, alții vor fi lăsați. Frumos ar fi ca Biserica Philadelphia, când Domnul Iisus va veni, când mirele va veni, toți să plecăm. Frumos ar fi casa mea, toată, și copiii mei, când se va auzi strigarea, să putem toți să-L întâmpinăm pe mirele. Bine ar fi niciunul din Philadelphia să nu rămână, absolut niciunul, ci toți să auzim strigarea.
și să-L întâmpinăm pe mirele nostru drag, de care ne-am legat. Dar adevărul este că Domnul ne spune astăzi în ideea asta, trebuie făcut ceva. Trist va fi dacă jumătate din adunare rămâne. Mirele ăsta din pilda noastră a fost un mire foarte serios. Și a spus tot ce are de gând, era valoros. Nu pe oricine a invitat el să-l aștepte când vine. 10 fecioare tratate la fel. Mirele s-a întâlnit cu ele, le-a povestit, le-a oferit și le-a arătat tot ce le așteaptă când vine el. Și a făcut târgul acesta cu fecioarele. Pregătiți-vă când vin eu, voi, cele 10, să mă primiți frumos. Să aveți candela aprinsă, să fiți gata, să nu vă caut cine știe pe unde și să înceapă nunta și nu-i acolo cine trebuie să fie. Mirele s-a investit foarte mult. A tratat la fel pe toate fecioarele astea care reprezintă Biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu. Va trata diferit Domnul pe careva. Nu pentru fiecare din noi a curs sângele Domnului Iisus Hristos. Nu avem toți noi, toți de aici, aceleași oferte ale Mântuitorului. Nu ne-a spus că ne dă la toți scaunul de domnie, la cei ce ne găsește veghind, la cei ce biruim până la sfârșit, vom sta toți pe scaunul lui de domnie. Nu a împărțit el cu noi tot ce a avut el, ne-a spus căldura din lăuntru, toate averile pe care, toată slava care Dumnezeu i-a dat-o mirelui, a spus că o va împărți cu ai lui, cu apostolii și cu cei ce vor crede în predicile lor. Frați și surori, toți, absolut toți de aici, avem aceleași promisiuni de la mire. Adevărat? Amen. Se poate cineva să se poarte urât, să nu bage în seamă, să neglijeze așa oferte serioase. Se vede că da, pilda noastră aceasta vrea să ne spună astăzi, că au fost 10 fecioare care trebuia să stea în așteptarea mirelui și n-au tratat toate la fel evenimentul. 5 din ele au tratat foarte serios acest impact, această întâlnire. Pur și simplu, o să vedeți dumneavoastră, au renunțat la tot ce putea să le aghețe de lumea asta. Dar 5 au tratat foarte ușor și superficial. Ba pur și simplu nici n-au băgat în seamă această mare întâlnire cu mirele. Frați și surori, în această dimineață Biblia ne spune că trebuie să veghem și primul lucru care eu aș vrea să-l tratăm împreună în această dimineață, uitându-ne la aceste fecioare care au știut legile mirelui, li s-a arătat tot ce vor primi când mirele va veni, au știut tot. A știut cine-i mirele, l-a știut că e foarte serios. Au știut fecioarele astea cum știi și tu, că nu poți să-ți bați joc de mire. Și totuși nu l-au băgat în seamă. Am mai știut ceva fecioarele acestea, că cuvântul acestui mire e mai mult decât cerul și pământul și ce va zice el, aia se va întâmpla. Voi știți acest lucru în dimineața asta? Că mirele nostru are ultimul cuvânt în univers. Chiar dincolo de moarte, dincolo de tot ce există în universul acesta, cel mai puternic cuvânt îl are Iisus Hristos, mirele nostru. Cu ăsta nu poți să te joci. Mai bine nu l-ai fi cunoscut niciodată. Mai bine nu te-ai fi înrolat și tu să te iei după el și să-ți bat joc mai târziu de el. Să-i sfidezi așteptarea lui. Ce trist! Ce trist să te pui rău cu cel ce are viața în mâinile lui. Că el în mâna lui are și viața și moartea. Iisus Hristos, Domnul. Nu putem să ne permitem să ne jucăm cu el. Și în această dimineață parcă îl văd cât de aproape vrea să vină la Filadelfia. Vă vreau pe toți. Pe toți vă vreau. Toate 10 fecioarele le-a vrut. N-a vrut să-i vină numai 5, să rămână o parte goală, jumătate drumul. Ce a vrut să aibă perechi, așa, 10 fecioare. Domnul Iisus Hristos vrea biserica toată.
Domnul Iisus nu vrea să o împartă în două la venirea Lui. Îl va durea inima să spune să plecați de aici, că nu vă cunosc. În această dimineață e o binecuvântată dimineață, nu-i așa, frați și surori? Când bunătatea Lui, mirele, alunecă spre noi prin har, prin Duhul Sfânt, cuvinte mărețe de dragoste. Și vrea să ne mai spună încă o dată, vă vreau pe toți, pe voi și copiii voștri. Chiar sunteți în așteptarea mirelui? Frați și surori, ne pândește ideea asta, ne frământă ideea asta pe noi? Când ne culcăm cu copiii, știe familia, copiii tăi, că trebuie să vină mirele? Ar trebui să fim obsedați de asta. Nimic n-ar trebui să intre în fața la asta. Doamne ferește! Certuri de partide, zavestii, ură, dușmănii, vorbire de rău. Vă spun, a zis Sfântul Apostol Pavel, cum v-am mai spus de fapt, că asemenea oameni și fecioare nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vor rămâne oare oameni afară? Doamne, ai milă de noi în dimineața asta? Vrem să vedem, aș vrea să spun câteva gânduri care Domnul mi le-a dat. Ce implică această veghere? Că implică niște lucruri, aici spun vegheați. Ce ai vrut să spui, Doamne, atunci? Și aș vrea câteva lucruri să spun, culese ce Domnul mi-a pus pe inimă din Sfânta Scriptură. Ce implică vegherea aceasta în așteptarea mirelui? În primul rând, frați și surori, vegherea implică iubire. Nu poți să veghezi dacă nu iubești. Nu te poți uita pe geam să aștepți mirele dacă nu-L iubești. Nici n-ai vrea să vină. Când îți iubești mirele, așa cum spune cântarea cântărilor, iubitul meu se deosebește din 10.000. El este mai frumos ca toți oamenii, glasul Lui este, îl cunosc din 10.000. Spune o cântare, n-a venit ieri, n-a venit nici astăzi, dar prea iubitul inimii mele tot vine mâine dimineață. Îl aștept. Nu poți să-L aștepți pe Iisus dacă nu-L iubești mult de tot. Venirea mirelui trebuie să fie iubirea ta. Apostolul Pavel scrie la Timotei scrisoare la sfârșitul alergării lui și a spune acolo o expresie, celor ce vor fi iubit venirea mirelui, le spune ceva. Are ceva de spus Sfântul Apostol la cei ce o viață au tânjit și au iubit venirea zilei lui Dumnezeu, venirea mirelui. Dacă tu ești din ăla, vreau să-ți spun ceva. Pentru tine să pregătesc lucruri mărețe. Există în dimineața asta oameni aici când eu predic, fete și băieți și oameni în vârstă care iubesc venirea mirelui. Care, dacă multe lucruri știu ei și iubesc în lumea asta, sunt așa de dezlipiți de lume și s-au lipit de un singur eveniment măreț care e fără boală, care e fără economie, care se face praf, care e fără perspective în lumea asta, care e fără aprecieri multe în lumea asta. Există oameni aici care au pus ochii pe venirea mirelui și o iubesc aia. Cu asta se culcă, cu asta se scoală. Deviți mărita sau veveviți însura, mai puțin important decât iubirea venirii Domnului Iisus Hristos. E cineva din ăsta aici? Ferice de tine, tu faci parte din fecioarele înțelepte. Eu îți vreau să-ți spun ceva ție. Continuă să-L iubești ziua aia. E ziua care te va propulsa în veșnicie, lângă mirele pe care-L iubești. E ziua când ți se va împlini visul vieții tale. Nu te lăsa. Continuă să veghezi așteptând și iubind venirea Domnului Iisus Hristos. Nu poți veghea dacă nu iubești.
ai să te întinzi să dormi în păcate și în fără de legi. Ai să te culci, cum a zis apostolul, deși copiii lui Dumnezeu nu dorm. În nepăsare ăștia sunt activi. Ăsta când aude o predică și o cântare, cască urechea sufletului și mai ia ceva, mai pune ceva. E încurajat în fiecare întâlnire cu frații și spune, iară merge acasă, iar am fost încurajat. Iar mi-a spus Dumnezeu că vine și se apropie. Iar am auzit că scap de lumea asta. Nu poți iubi pe Dumnezeu și lumea împreună. Reține acest adevăr. Nu poți iubi venirea Lui și nici averile deodată. Trebuie să nu iubești ceva ca să-L poți iubi pe El. Să nu iubești lumea, nici lucrurile din lume. Că atunci dragostea Tatălui rămâne în tine. Și fără Duhul Sfânt nu putem iubi. Prin Duhul Sfânt noi iubim pe mirele nostru care vine. Așteptarea, vegherea, de aceea noi nu suntem atenți. Ce bine că n-a venit Domnul până astăzi. Că astăzi ne putem pocăi încă. E bine că n-a venit. Poate ne salvăm copiii încă. Poate ne scuturăm de alte iubiri. Și vreau să vă propun, stimații mei, să trecem astăzi cea mai înaltă iubire deasupra de toate iubirile noastre. Iubirea venirii mirelui. Și ștergem toate celelalte iubiri. Oameni buni, trebuie să ne ia Dumnezeu cu forța tot ce avem ca să nu mai iubim lumea asta. N-am putea oare să-L iubim pe Dumnezeu cu atunci când ne merge bine? Că acum parcă ne obligă Dumnezeu pe toți și cei care au uitat sau au neglijat venirea Domnului Iisus. Le ia totul, pică totul jos. Așa a făcut Dumnezeu în dragostea Lui și cu Israel. Câteodată trebuia să-i chinuie, să-i sărăcească, să-i împrăște în lume ca să se pocăiască. Nu poți să veghezi dacă nu iubești. De aceea nu veghezi, pentru că nu-L iubești pe Domnul cu adevărat și iubești lucruri altele mai mult decât venirea Domnului. Atunci când iubești venirea Domnului mai mult decât alte lucruri, a să fie în ochii tăi, a să faci lucruri mărețe pentru Dumnezeu și pentru ceea ce iubești. Căci aceea ce iubești, acolo te jerfești. Ceea ce, unde-i dragostea ta, acolo și inima ta. Dacă-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată ființa ta, atunci poți să zici ce scrie în Apocalipsa, vino Doamne Iisuse. Dacă nu, să ne ajute Domnul astăzi să-L iubim mai mult ca orice. Al doilea lucru care implică așteptarea aceasta este vegherea, este așteptarea. Aș vrea să citesc câteva versete din Biblie pe care Domnul le-a dat Sfântului Apostol Petru la capitolul 2 de la versetul a 2 Petru, capitolul 3 de la versetul 9. Duhul Sfânt i-a descoperit Sfântului Apostol lucruri extraordinare cu privire la aceasta. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești. Se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând ziua când vine mirele? Purtare sfântă și evlavioasă. Vegherea implică neapărat acest adevăr. Purtare sfântă și evlavioasă. Așa oameni ar trebui să fiți voi, zice Apostolul, zice Duhul Sfânt prin el, așteptând. Și o să vorbim și despre grăbind, că nu mai putem. Ne grăbim să ne întâlnim cu el. Amen? Amen. Nu-l împingem în urmă. Până mă îmbătrânii,
că ați îmbătrânit voi și vă ajungem, vă luăm locul. O să ne taie nouă picioarele mâine și o să ne târâm ca lăcustele pe aici. Nu! Noi vrem să vină cât mai repede! Noi vrem să grăbim întâlnirea cu El, nu-L împingem! Că o să fii tu bătrân mâine. O să fii tu bolnav mâine. O să rămâi tu văduvă mâine. O să rămână copiii tăi plângând și ai mei. Ce vreau eu astăzi, noi, din lumea betegilor, din lumea și valea suferințelor, să grăbim întâlnirea cu mirele. Ar fi ideal să vină după masa asta. Înainte de adunarea generală, ar fi ideal să vină mirele. Să putem să plecăm înainte de alte evenimente. Trebuie lucrat la ideea asta. Trebuie să grăbim. E posibil, oameni buni, să facem asta? Biblia zice că da. Așa, oameni, ar trebui să fim noi. O purtare sfântă. Purtare sfântă față de Dumnezeu, de care spuneau frații, nu te poți ascunde. Nici o șansă. Și purtare sfântă în relațiile unul cu altul. Să fii mai bun. Să trăiești mai bun de astăzi, altfel ai fost degeaba la biserică. Ai venit la o sândă, vei pleca tot în dungi de aici, oare? Purtare sfântă vrei să te porți mai bine de astăzi? În familia ta, în biserică, să te porți mai sfânt, mai bun, mai pus deoparte pentru Dumnezeu. Copiii care să asculte de părinți, că altfel mirele nu-i pentru voi. Neascultătorii răi care fac rușine și ocară, ați ratat întâlnirea cu mirele, vă spun foarte sigur. Purtare sfântă ca să fie mirele. Fără purtare sfântă nu ai șansă să te întâlnești cu El. Vegherea implică o purtare sfântă. Deloc nu veghezi tu, de-aia nu te porți bine. Cum, dacă știi că trebuie să intre pe ușă, tu faci prăpăd în casă? Când știi că tata trebuie să intre pe ușă, tu ai făcut prăpăd, eu știu altceva. Când știam că trebuie să vină tata acasă, așa le puneam la punct pe toate, toate la locul lor. Vă mai spun ce făceam, mă împăcam cu frații mei cu care am făcut rele și ne-am bătut până atunci. Și dacă n-avea careva vânătăi mari, scăpam ușor. Că dacă avea careva vânătăi care se vedeau, trebuia dat socoteală. Frați și surori, gluma-i glumă, câți de aici le-am făcut noi vânătăi? I-am jignit, i-am lovit și vine mirele. Câtă dezordine am făcut și vine mirele. Vegherea în așteptarea mirelui implică o purtare sfântă. Vreți să le punem lucrurile la locul lor? Hai să le punem fiecare la locul lor. Că trebuie să apară. Și după ce vine, nicio șansă, ne-a prins așa cum suntem, e gata de noi. Frate, dacă ne-am supărat până n-a venit El, să mă ierți. Să ne împăcăm. Să ne îmbrățișăm și când intre tata pe ușă, să ne găsească în linie pe toți. Că niciodată n-a venit cu mâna goală. Bietul bătrân, totdeauna când a venit acasă, obosit, totdeauna ne aducea câte ceva și săream toți în gâtul lui. Frați și surori, Iisus nu vine cu mâna goală. El este mirele nostru. Ne aduce slavă multă, ne va lua cu El. Va fi mare binecuvântare. Dar trebuie o purtare sfântă. Înaintea celor 7 ochi, 7 duhuri ale lui Dumnezeu care cutreieră pământul și înaintea noastră a tuturor, unul față de altul, față de soție, copiii față de părinți, să avem o purtare sfântă. Aceasta înseamnă veghere. Într-adevăr, omul ăsta veghere, veghează în așteptarea mirelui care va veni. Evlavioasă. Să fii evlavios. Asta înseamnă să te duci la fanfară. Asta înseamnă să tratezi serios orchestra și corul și repetițiile. Asta înseamnă să cânți din inimă.
Asta înseamnă să deschizi Biblia cu credință, că ce spune cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Evlaviosul nu face lucruri de formă. Evlaviosul merge direct la țintă, nu face ocolișuri. Evlaviosul vine ora 9, vine la adunare. Evlaviosul laudă pe Dumnezeu cu toată inima. Purtare sfântă și evlavioasă. Îndeletnicirea trupească, spune Sfântul Apostol Pavel la Timotei, este de puțin folos. Computere și schițe de predici folosesc puțin și gesticulații, pe când evlavia are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Și Timotei contează pe evlavie. Nu știu câte doctorate îmi face noi pe aici. Un lucru știu, când Duhul Sfânt vine peste noi, ne dă cuvântul de care oamenii au nevoie. Și de aceea noi vrem să trăim în priza lui Dumnezeu, să fim oameni evlavioși, să trăim adevărurile care le spunem, să nu spunem ce nu credem. Vegherea implică purtare sfântă și evlavioasă. Fecioarelor, alea 10 voi știți, asta trebuia să fie în viața lor. 5 n-au vrut să facă aia. S-au detașat de celelalte 5, aveau un fel de biserică mai modernă. Un fel de, mai spune cineva, eu sunt un pocăit mai modern. Noi suntem mai moderni, suntem de ceata celor mai moderni. Domnul n-are fecioare moderne și nici sclave. Domnul are biserică. Și atât. Care tot ce face, face pentru El. Care îi dărui total toate fibrele din viața noastră. Și trupul nostru trebuie să fie un semnal în dragostea Lui. Apoi, aș vrea să mai spun câteva lucruri în încheiere. Biblia spune să aibă o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii Domnului, așteptând și grăbind, frați și surori. Dacă în evlavie este lucrare bună, în purtare este o viață sfântă, în a grăbi ce-o fi? Ce ar trebui mai făcut în afară de ce am zis până acum, ca să grăbim acum? Dacă am făcut tot ce trebuia și ni s-a cerut, asta a fost evlavios. Dar Biblia zice aici, Duhul Sfânt prin Apostol, că mai e mult ceva, mai mult decât era programul pentru astăzi, am lucrat și pentru mâine. Am făcut din porția de mâine. Ne-am grăbit, vrem să terminăm mai repede lucrarea asta. Dăm mai mulți bani decât trebuie. Nu ne mai numărăm zeciuielile, dăm mai mulți, ne rugăm mai mult. Predicăm mai mult, ne ducem mai mult decât e normal să mergem. Ne ducem și când suntem bolnavi, ne ducem și când suntem sănătoși, că vrem neapărat să vină mirele cât mai repede. Pur și simplu suntem gata să renunțăm la tot. Apostolul spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Sunt gata, spunea mirelui, dacă mai ai de suferit în lumea asta, alege-mă pe mine. Și sufer eu pentru ca să completez jertfa ta. Simt o mare plăcere în suferință. Zice cineva, amin? Bagiocorit, alungat să-ți placă? Lău Hristos îi place atunci. Mirele spune, asta-i mireasa mea. Asta chiar că mă iubește, gata să plătească orice preț. Frați și surori, ne grăbim. Și dacă ne grăbim, înseamnă că nu ne mai trebuie lumea asta. Foarte clar. Ne-am pornit cu o viteză. Nu ne mai oprește nimeni și nimic, niciun sistem, că nici nu ne-a putut opri. Un singur lucru în imaginea noastră, să ne întâlnim cu mirele.
Vă asigur eu că dacă e plină viața ta de credință, candelele alea, o viață care arde pentru Dumnezeu, o viață plină de Dumnezeu, o viață de activitate, de purtare sfântă, omul ăsta nu mai... Sunt fecioare, hai să vă tălmăcesc așa, când vine acum, sunt persoane care nici nu mai știu ce trebuie să ierte, cât, cum, trebuie să meargă să învețe, să cumpere de la cineva idei. Mă, vine Hristos și numai mi se stinge viața, nici nu mai știu ce am de făcut. Păi du-te, spune alealte, nu știi, nu, du-te la predicator să-ți spună. Frate, eu trebuie să-mi cer iertare sau cel nici nu știe ce mai ar de făcut. Du-te, du-te, fă-ți rost. Frate și surori, când vrem noi să ne pocăim, să cunoaștem pe Dumnezeu? Nu mai știm, în secolul 21, după atâta Biblie și evanghelizări, nici nu mai știm principiile de bază ale pocăinței. Și ne sfârtecăm aici în cele mai mărunte lucruri. Ca și copiii mici care strică castelul de nisip. Așa venim noi și spunem cine sunt eu. Habar n-are, fratele, de smerenie, de pocăință, de umilință. Dar se poate așa ceva? Vrei să începi să te pocăiești de acum? Cred că ar fi bine măcar de astăzi, că când va veni mirele, va fi prea târziu să te duci la seminarii. Eu zic astăzi să ne umplem de Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu e viață veșnică. Să ne umplem, să fim gata să ascultăm Evanghelia, să o împlinim, că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va și intra în împărăția lui Dumnezeu. Cine ascultă cuvintele mele și le împlinește, a zis Domnul Iisus Hristos. Trebuie grăbit pentru aceasta, trebuie să ne umplem de Dumnezeu și să lucrăm mult, să ostenim mult. Apocalipsa 14:13 spune, ferice de acum încolo, de morți care mor în Domnul. Da, zice Duhul Sfânt, căci ei se vor odihni. Omule, nici nu te poți odihni dacă nu ostenești. Dacă vreți, culcați-vă după masă, vă 4-5 ore și mai culcați-vă și la noapte, că vă spun eu că nu puteți dormi. Dar cei ce ostenesc și obosesc și aleargă, când vine seara, așa se vor odihni de bine. Când se vor culca, se vor duce acasă la odihnă, ăștia care au obosit, care nu s-au lăsat și au tot alergat, ăștia se vor odihni, că faptele lor vin din urmă. Deci să-ți dau odihnă. Nu poți să zici că veghezi și aștepți mirile fără să lucrezi de zor. Ajută-ne, Doamne, să nu obosim. Că mântuit va fi, spunea apostolul, cel care nu va cădea de oboseală. Sufletul lui va fi mântuit. Amin? Doamne, ajută-ne să nu cădem, să lucrăm, să luptăm până la capăt. Că asta înseamnă veghere. Apostolul Pavel zice, eu am ostenit, am alergat, am ținut credința. Și mă așteaptă cununa. Aș vrea să mai spun un lucru acum, din pilda noastră, că în sfârșit, după toate acestea, s-a întâmplat o minune, minunea întâlnirii cu mirele. Cum s-a făcut asta când 10 fecioare au aflat că a venit mirele? Așa ai domă. Se va întâmpla și la venirea Fiului Omului, la fel ca și în pilda aceasta. La miezul nopții s-au fericit 5 fecioare și s-au nenorocit, altele 5 s-au trezit cu o ușă încuiată, nu închisă, încuiată. Aceasta s-a făcut printr-o strigare. La miezul nopții. Biblia spune că se va auzi o strigare. Apostolul Pavel o reia și el în Tesaloniceni și cu glasul unui arhanghel, însuși Domnul, cu strigăt, la miezul nopții s-a auzit, zice pilda noastră, o strigare. Ieșiți! De unde? Din morminte, din case,
din spitale, de pe drum, ieșiți, întâmpinați-vă dragul sufletului vostru. Iată că a venit mirele. O, tânără drag și tânăr și frate și soră, copiii mei dragi, nepoții, impact fericit va avea viața mea atunci. Dacă ochii, dacă urechile sufletului meu va auzi strigarea asta, ieșiți! Cu câtă bucurie voi lăsa nimic, am lăsat de mult. Nu va trebui să las decât să câștig, să mă arunc în viitor, că am lăsat totul. Ieșiți, întâmpinați-vă pe cel ce l-ați așteptat și ați vegheat și v-ați dăruit și ați lucrat neobosit și v-ați grăbit să vă întâlniți cu el. Ieșiți! Trist va fi pentru frații și surorile care habar nu au să aibă și li s-a stins viața, s-au jucat cu Dumnezeu, au avut nepăsare. Ce impact pentru frați și surori, tineri și tinere, care au cântat în cor, care au venit ani la biserică, care s-au măritat și s-au însurat în biserica asta, copiii noștri, să meargă la o ușă închisă, încuiată, să bată și acolo se vor întâlni cu moarte, cu foc, cu iad. Tot ce e dincoace de ușă va fi dezastru în lumea asta și dincolo de ușă va fi bucurie eternă și veșnică și cântarea mirelui. Mare tragedie! Tragedia unei uși încuiate. În dimineața asta când eu vă predic, cartea Apocalipsei spune că v-am pus o ușă deschisă în mijlocul vostru și asta e Hristos Domnul, e harul! Și nu o poate închide nimeni. Știți cine o poate închide? Ce închide Dumnezeu. Nimeni nu mai poate deschide. Și ușa asta se va încuia într-o zi. Fecioarele acestea avut mare impact. Cinci din ele, Biblia spune că au putut printr-o strigare. Știți că trebuie să avem starea aceasta pe care apostolul Petru a spus-o acolo în capitolul 3. Când va veni el să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace, frate Aron, așa-i? Fără păcate, că atunci dacă sună la noapte și ești plin încărcat de păcate, simplu, nu mergi cu mirele. Când vine el, trebuie să fii găsit fără prihană. Amin la toată lumea de aici? Amen. Păi nu mai poți pleca afară de aici cu păcate la tine. Poți păți ceva. Când vine mirele, trebuie să fii găsit fără prihană. Fără vină. Să n-ai vină de nimeni. Să nu fie sângele nimănui peste tine. Și să fii în pace cu toți frații. Și dacă nu ești în pace cu frații, simplu, rămâi aici. Dumnezeu ăsta se va ține de cuvânt? Mirele ăsta se va ține de cuvânt? Păi mă, frați și surori, nu el a angajat miresele astea, domnișoarele astea să fie acolo, fecioarele astea să fie la nunta lui? El le-a târguit, el le-a plătit, el le-a dat surse să se îmbrace frumos, să bage în seamă ce i-a spus, să le dea tot harul de dincolo de ușă. Și acum le zice niște vorbe că nu-ți vine să crezi. Plecați! Nu vă cunosc! Foarte serios e mirele acesta, așa-i, frații și surori. Nu te poți juca cu el. El a făcut totul pentru noi. Și noi trebuie să fim gata de a împlini cuvintele lui și voia lui, altfel ne va spune, tare, nu vă cunosc. Eu vreau să închei și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să pot să predic astăzi și sper să vă fi fost de folos în această dimineață. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți, frați și surori. Amen. Să stăm în veghere, în așteptarea mirelui. Și pentru că nu e așa de târziu și mai îmi poate gâtul, aș vrea să cântăm împreună. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol. Și vai de cei cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. Să stăm în picioare și poate ne și rugăm și apoi va continua slujba.